Se rămâne în continuare piesa care nouă ne place cel mai mult. Nu știu dacă vrei, nu vrei, asta ne place cel mai mult. Ți-am mai spus-o și când făceam deșteptarea de vară alături de Cătălin Striblea. Era piesa noastră preferată din fiecare dimineață. Denis, bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutare tuturor! Mă bucur tare mult să ne revedem. Uite, a trecut o pandemie peste noi. Ducă-se, să spun așa, de când nu ne-am mai văzut. Ce ai mai făcut, Denis, după ce am ieșit din casă cu toți? După ce am ieșit din casă, ne-am apucat foarte activ de sport, de concerte live. Ne-a fost foarte dor de concertele live. Am început să ne bucurăm altfel de ele, un pic mai intens. Și desigur ne-am apucat și de materiale noi, adică m-am închis cu producătorii mei în studio și am făcut muzică nouă. Asta înseamnă că ne așteaptă piesele noi, da, de la Demotans. Da, da, da. Că... și în pauze, că am pregătit două EP-uri. Așa. Pentru toamna asta, sper să reușesc să le lansez. Am pregătit și câteva single-uri, toate piese care îmi plac și astea nu sunt toate piesele pe care le am cumva în safeu, hai să-i spunem așa. Adică am foarte multe piese bune, dar sunt atât de multe încât nu vreau să le iau și să le dau pe toate odată. Adică vreau să fie luate și ascultate și să se bucure lumea de ele. E în regulă, deci nu o să le lansez pe toate odată, ci așa, cu porția, cu picătura. Exact, exact. Perfect. Sunt piesele cu care ne-ai obișnuit tu sau vom avea și surprize de stil, schimbat de stil sau eu știu ce? Da, știi cum, mie mereu îmi place să experimentez și mă bucur foarte mult că am oamenii cu care pot să-mi permit acest lucru. Adică producătorii cu care lucrez la Global sunt foarte, foarte, foarte deschiși spre a experimenta, spre a sta pe anumite sunete, pe anumite tonuri și așa mai departe. Și mă bucură lucrul ăsta. Da, o să ne aștepte un stil nou, așa, un pic mai experimental pentru... Acum chiar mi-ai făcut curios. Tot ce am făcut până acum cu Demotans, da. Dar sper să, atât din punct de vedere muzical, cât și din punct de vedere liric, am experimentat foarte mult. Sper că publicului Demotans și nu doar, sper că oamenilor să le placă. Tu ai niște versuri foarte, foarte bune în piesele tale, niște versuri excepționale. Mersi, de cele frumos. Mai multe ori, dacă nu ca 99%, ce mai poți experimenta aici? Adică lucruri care schimba. Să te surprindă, da. Mereu este vorba în lirică despre ceva ce te surprinde plăcut sau ceva ce îți creează o emoție, ceva ce îți face chimia din organism să fie diferită. Adică e un moment în care mi se ridică părul de pe mâini când aud un sunet sau un acord, o piesă, o schiță, sau în momentul în care îmi vine un punchline fain, liric vorbind, atunci știu că e bine, sunt pe drumul cel bun. Sau în momentul în care îmi vine un concept frumos, în momentul în care îți vine un concept de piesă frumos, în momentul respectiv e foarte ușor să creezi deja versurile, pentru că tu știi despre ce să scrii. Pentru că asta nu înțeleg mulți oameni care vor să se apuce de songwriting. Important e să știi despre ce vrei să scrii. Okay, e fix sindromul ăla paginii albe cu care se confruntă foarte mulți scriitori, de altfel. Corect. Da. Te pui în fața mașinii de scris sau calculatorului și ai în fața ta o foaie albă, pentru că nu știi despre ce vrei să scrii. Asta e o problemă, trebuie să știi ce îți dorești în viață, în genere. Dar, overall, trebuie să ai în cap o poveste. Corect. Dacă vrei să spui. Chiar aici vreau să te întreb cum reușești tu să intri în povestea aia. Trebuie să fie o poveste pe care ai trăit-o sau pur și simplu te ajută imaginația să pui... Te ajută imaginația și poți să creezi o poveste cu personaje în care tu să fii povestitorul, dar oricum toate emoțiile pe care le trăiesc personajele, toate emoțiile alea trebuie să le fi trăit și tu. Aia zic. Adică trebuie să știi despre ce scrii. Ai avut o viață palpitantă. Sper sau să intensă. Intensă, știi? Emoții intense. Ai trăit emoții intense. Cred că așa e mai bine să mă exprim. Am avut o viață normală, dar cred că o viață normală presupune să trăiești emoții intense. Adică trebuie să iubești, până la vârsta mea cel puțin, cred, e normal să iubești cel puțin măcar o dată.
E normal să, tu să ai parte ai de mai multe cel puțin o dezamăgire și nu doar în dragoste, poate, nu știu. Adică e normal să, să trăiești și să experimentezi anumite chestii. Ce vreau eu să spun, că piesa aia, înainte să ne fi născut, este imposibil să apară dacă n-ai trăit treaba aia. Adică, nu știu, sună atât de bine și muzica și sună atât de bine și versurile și transmit atât de multe lucruri, cât mi-e greu să cred că este nevoie doar de imaginație. Pentru, da, piesa aia. E nevoie și de providență, probabil, nu știu. Adică sunt unele lucruri pe care mi-e greu să cred că au venit cumva din interiorul meu. Uh-huh. Sunt unele lucruri pe care nu pot să mi le explic. Încerc scuze că mă duc acum în niște lucruri așa mai meta. Dar scuze pentru așa ceva. Cineva acolo sus te iubește și îți dă inspirația de care ai nevoie. Da, chiar cred în conceptul de inspirație și cred că există ceva mai mult. De-aia contează foarte mult să fim niște oameni buni. Măi, eu îmi doresc să cunoști în continuare numai muze de-astea care să te inspire să creezi astfel de piese. Bine, să fie și cu happy end, nu neapărat cu despărțire. Dar ne poți spune, vei colabora cu cineva pentru următoarele piese pe care le-ai anunțat sau vei fi tu în exclusivitate acolo? Aș vrea foarte mult să fie și colaborări. Deja sunt în discuții cu câțiva colegi. Vreau să văd dacă ei se regăsesc în schițele respective, în ideile respective, dacă sună bine cu vocea lor. Și dacă da, atunci mi-ar plăcea foarte mult să am câțiva artiști, unii dintre ei cu care am mai colaborat, unii dintre ei noi. Ești artiști noi din zona urbană. Dintre artiștii ăștia noi cu care n-ai mai colaborat până acum, ți-ai dori foarte, foarte mult pe cineva? Păi, îmi doresc și deja și vorbesc cu persoana respectivă. Dar nu ne spui despre cine. Dacă îmi dați voie, aș vrea să păstrez... Să nu strivesc cu rolul de minun cel puțin acum, știi? Corect, frumos spus. Cum e să fii antrenor și jurat la Vocea României, Denis? Wow, e experiență atât de frumoasă, dar și atât de solicitantă în același timp. Probabil, după ce mi-am dat seama de anumite lucruri, provocarea cea mai mare a fost să pot să învăț cu viteza cu care aruncă cu lecții colegii mei antrenori. Așa. Da. Adică chiar am avut foarte multe lucruri de învățat atât de la Irina, cât și de la Smiley și de la Tudor. Cred că îndeosebi de la Tudor, pentru că Tudor este un pe lângă faptul că are acest personaj, este și o persoană foarte, foarte complexă. Și până m-am prins de joaca lui, de modul în care îi place să facă lucrul ăsta, a durat un pic. Ai avut nevoie de o perioadă de acomodare. Da. Dar când m-am prins de cum stă treaba acolo, a început să-mi placă foarte mult și le sunt recunoscător tuturor colegilor. Adică chiar am învățat foarte multe lucruri de la ei. Și de la Teo Roz am învățat foarte multe lucruri și nici nu o cunoșteam până atunci. M-am uimit foarte plăcut această persoană. E super shiny și, în genere, îi ador pe toți. Ai simțit așa și presiunea venită din partea telespectatorilor de data asta? Momentan nu, pentru că a fost abia primul episod. Ok. Dar nu cred că o să simt o presiune. Cred că mai mult mă aștept la niște emoții călduroase, știi? Okay. A fost o provocare, cu adevărat cea mai mare provocare a fost să pot cumva să mă detașez de faptul că cu fiecare etapă trebuie să rămân cu mai puțini concurenți. Asta a fost cea mai mare provocare, pentru că eu sunt un om care se atașează foarte rapid de oameni și de oameni faini cu atât mai mult. Și ăsta a fost un lucru care mi-a fost greu. Să spun la revedere anumitor oameni. Uite, din proiect. Mă uit peste mesajele pe care ne-au trimis ascultătoarele noastre. Fix așa simțim și noi când ascultăm piesele tale. I love it. Mulțumim pentru emoție, îți scrie cineva. Da, e preferata mea, apropo de piesa pe care am ascultat-o în deschidere înainte să ne fi născut, mă rog, bucățica din piesă. Și Ramona se întreabă, păi textele bune nu cumva apar așa din suferință? Apropo de discuția de mai devreme.
Nu știu dacă neapărat din suferință. Suferință, inspirație și... Da, cred că e vorba despre o poftă, o poftă foarte mare de a face, de a crea, de a... O sete așa de lumină, nu știu. Uh-huh. Nu pot să descriu acest sentiment. Ce ne poți spune despre Cafe de Flori, pentru că vrem să ascultăm piesa asta? Cafe de Flori, uite, Cafe de Flori nu are personaje, Cafe de Flori e efectiv despre un episod din viața mea. Sunt niște versuri scrise cu mult înainte să apară melodia de la Cafe de Flori și despre o întâmplare care mi s-a întâmplat acum vreo 10 ani de zile în urmă. E o poveste frumoasă, despre o dragoste care nu s-a consumat până la capăt. Și cumva, cred că genul ăsta de relații, de experiențe, dacă vrei să-i spui așa, sunt și astea o sursă de inspirație foarte mare. Păi, poate apare episodul 2 din povestea asta. Nu mai apare, pentru că nu mă întorc în trecut și nu întorc capul, urmă, știi? Păi, poate vine aia în viitor, adică nu te întorci tu, dar vine puțin, aia. Puțin, probabil. Zic și eu, nu. Nu, da. Am înțeles ideea, dar acum, având deja fiind logodit, e mai greu pe partea asta. Vorbim mai strict artistic, ca să nu ai necazuri acasă. Eu sunt iubit, știi? Mulțumesc foarte mult, Denis, pentru că ai venit astăzi în studioul Europa FM. Știi că te apreciem, te iubim și îți ascultăm muzica cu mare, mare drag, așa cum o face și cu următoarea piesă despre și care mulțumesc din suflet. Tocmai ne-ai povestit și Doamne ajută să ne vedem cât se poate de curând la concertele Europa FM. Fie că sunt pe plajă, fie că sunt aici, în camera vecină. Numai bine, o zi frumos.